Să-i permite și domnului Capsali să răspundă. Vă rugăm. Mi se pare că clasa noastră politică, aici reprezentată de domnul Fenechiu, este total ruptă de realitate. Și ca dovadă că trăiesc într-un film, într-un Matrix. Adică să spui că cineva a organizat aceste manifestații sună teoria conspirației. Să ai 70 și ceva de orașe manifestații deodată, mă rog, nu chiar deodată, au apărut pe aici, pe acolo, după aia bâlbătaia s-a aprins în toată țara. Sigur că lucrurile astea, oamenilor politici li se pare că dacă imprim pun această ștampilă că e organizată de cine știe ce forțe oculte, gata, s-a rezolvat problema. Sau de partidul AUR. Hai să fim serioși, e o glumă asta. Cum să aibă AUR puterea să... Păi da, ar fi fost la alegeri, ar fi câștigat alegerile fără nicio problemă să aibă asemenea structuri în țară. Nici vorbă. Nu, lumea este sătulă, pur și simplu. Este cât se poate de clar. Lumea s-a săturat de acest dezastru. România este pusă în ATI. Toată România, nu numai bolnavii noștri sunt în ATI, ci toată România este în ATI la ora asta. Totul este căzut, drepturile sunt călcate în picioare, avem o lege neconstituțională 55 care tronează și dă loc, face loc la toate aceste aberații ale guvernului. Vă imaginați că lumea suportă să stea în weekend la ora 6 să facă cumpărături până la ora 6? Este cea mai mare aberație. Ați văzut ce aglomerații au fost în magazine. Și chiar și la Peco sau, mă rog, la centrele, la benzinării, lumea a stat la cozi interminabile de frică, adică nu de frică. Unii dintre ei chiar n-au avut cum să vină mai repede și să cumpere mai repede. Dar să ai un astfel de proiect și să-l pui în practică asupra poporului în pură bagiocură, pentru că, iertați-mă, să aglomerezi lumea până la ora 6 înseamnă că tu vrei să ai mai multe, cazuri de infectări. Că un om sănătos la cap relaxează. Nu pune oamenii să vină cu toții până la ora 6. Nu știu dacă ați văzut. Ați dat, am văzut, am dat astăzi, da. Am dat astăzi imagini. Ați dat imagini astăzi. Pentru că avem o emisiune mai scurtă în această seară, aș vrea să ne grăbim puțin. Ce voiam să vă mai întreb, domnule Capsali, pentru că și dumneavoastră, dar nu numai dumneavoastră, dintre liderii protestatarilor au acuzat faptul că acele elemente, acele persoane care au făcut, s-au luat practic la încăierare cu jandarmii. Vă rog, atunci dacă știți, spuneți-mi. E un tipar clasic. Când vrei să diabolizezi o mișcare, introduci niște elemente care bineînțeles că există și cei veniți din galerii. Noi astăzi chiar am rugat jandarmeria să-i scoată de acolo și a scos. Adică lucrurile pot fi calmate. Poftiți? Au apărut și astăzi. Au apărut și astăzi, da. Important este că au fost scoase din grupuri și ei și cunoșteau, de fapt, jandarmii cu care am și vorbit. Îi știau și ne-au spus, sunt de la o galerie, dar s-a procedat exact așa în 2012, când eram în stradă, culmea. S-a procedat de către cine? Ca să-l apărăm pe domnul Arafat. S-a procedat de către cine? Pe cine bănuiți? Sau poate știți? Păi sunt, nu știu, dar sunt bănuiți structuri, atunci. Sunt structuri din, probabil că din Ministerul de Interne, care pot să facă astfel de diversiuni. E simplu. Haideți să vedem. Lucrul ăsta, repet, s-a făcut în 2012. Acum n-avea nicio legătură cu noi. Ce s-a întâmplat la Unirii, erau niște tipi care organizaseră totul din vreme. Erau pline coșurile de gunoi, de bolovan și de pietre. Deci ei erau, deci se pregătiseră totul.
Da, se pregătiseră special pentru această confruntare cu jandarmi. Am mai văzut, am mai văzut asemenea bolovani în coșuri puși înainte de proteste și la Galați și în alte locuri din țară. Haideți să vedem foarte scurt ce s-a întâmplat în această seară la Oradea, pentru că acolo a existat așa